Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și mă bucur să fim împreună și astăzi. În minutele următoare am să vă prezint informații interesante, mai ales pentru cei care se cunosc cu afecțiuni cardiace. Este bine de știut că cea mai periculoasă perioadă din an pentru sănătatea inimii este perioada sărbătorilor de iarnă. Haideți să vedem cum ne poate afecta aceasta. Persoanelor cu probleme cardiace, moșul ar putea să le aducă o vizită la spital dacă nu își protejează sănătatea în preajma sărbătorilor. Pentru cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare, ziua de 26 decembrie, spun medicii, este cea mai periculoasă din tot anul. În a doua zi de Crăciun au loc cele mai multe infarcturi, aritmii și creșteri bruște ale tensiunii arteriale. Mai grav este că, uneori, sunt afectate persoane care habar nu aveau că ar fi în pericol. Un studiu realizat de Asociația Sănătății Inimii din Statele Unite ale Americii arată că perioada sărbătorilor de iarnă este un real factor de risc pentru bolnavii de inimă. Aceștia își cresc riscul de a face un infarct semnificativ din cauza mâncării, a sedentarismului, a pauzei de la orice fel de activitate. Autorul studiului, Josh Knight, anunță că frigul nu are nicio legătură cu afecțiunile cardiace apărute în această perioadă sau pentru moarte survenită din cauze cardiace. Pentru a ne asigura de asta, s-a realizat și un studiu paralel în Noua Zeelandă, unde în perioada 25 decembrie, 7 ianuarie, este cald, iar acesta a demonstrat că și acolo a crescut incidența deceselor cu 4,2% în perioada sărbătorilor, deși acolo temperatura este una de vară și atinge zilnic 30 de grade. Studiile în Statele Unite ale Americii și Noua Zeelandă au durat 26 de ani, între 1988 și 2013, și au implicat 738.409 decese în perioada 25 decembrie-7 ianuarie, dintre care 197.109 decese au fost din cauze cardiace. Astfel, cercetătorul Josh Knight ne sugerează să avem grijă la alimentație, la alcool, la stres și emoții și să nu facem excese. De altfel, un studiu din 2004 a arătat de asemenea că întregul sezon al sărbătorilor este un pericol pentru sănătatea cardiovasculară. Numărul deceselor legate de boli ale inimii crește cu 5% în această perioadă. Ce legătură are inima cu sărbătorile? Crăciunul înseamnă pentru mulți dintre noi un pahar de vin la fiecare masă. Pentru alții înseamnă nenumărate pahare de vin toată ziua, mai ales că această băutură este considerată sănătoasă. Adevărul este că alcoolul în exces, chiar dacă provine din vin, poate să producă aritmii, adică bătăi neregulate ale inimii care cresc riscul de atac vascular cerebral. Nu este de neglijat nici aspectul alimentației. Dacă în restul anului cardiacii respectă cu strictețe regimul impus de medic, ei tind să se relaxeze de sărbători pentru a se bucura de o masă bogată împreună cu familia. Este un obicei greșit, spun medicii, care avertizează că dieta săracă în sodiu trebuie ținută și de sărbători. Multe persoane confundă semnele unui infarct cu cele ale unei banale indigestii și evită să meargă la spital pentru atâta lucru, mai ales că sunt zile de sărbătoare și nu vor să-și îngrijoreze rudele sau să le dea de lucru medicilor. Așa se face că simptomele sunt ignorate în ziua de Crăciun, iar pe 26 decembrie, când constată că încă se simt rău, cardiacii ajung la spital de multe ori. Problema este că pentru unii este prea târziu.
Bolnavii de inimă și rudele acestora sunt sfătuiți să fie foarte atenți la semnele unui posibil infarct și să nu ignore niciun semnal de alarmă. De asemenea, ei trebuie să țină cont de recomandările medicului cardiolog privind regimul alimentar și să nu consume mai mult de un pahar cu vin. În ceea ce privește infarctul, există mai multe semnale de alarmă. Acestea variază de la o persoană la alta. La unele persoane există posibilitatea ca simptomele să nu apară, iar infarctul să aibă loc spontan. Cele mai comune semne care prevestesc din timp infarctul sunt angina pectorală stabilă. Este o durere frecventă la nivelul pieptului, mai ales după efort fizic sau stres, care dispare la repaus. De obicei, aceasta este un simptom timpuriu care prevestește un atac de cord. Angina pectorală instabilă, preinfarct, este o durere mai puternică și prelungită la nivelul pieptului, care nu se ameliorează la repaus. Preinfarctul poate avansa rapid spre infarct, deci necesită o vizită imediată la urgențe. Durere, presiune sau disconfort în piept, în special în partea stângă. Durere de spate, de gât, bărbie și braț stâng. Durerea poate fi confundată cu cea de stomac. Acestea dispar și reapar. Amețeli frecvente, stare de oboseală generală, dificultăți de respirație, tuse, intensificarea ritmului cardiac, transpirație excesivă, greață, palpitații, stări de confuzie, vărsături. Așadar, mare atenție la unul dintre aceste semne. Cum acționezi dacă apar aceste semne prevestitoare? Tratamentul poate preveni un infarct de miocard. De aceea, dacă recunoașteți aceste simptome, mergeți la medicul cardiolog pentru investigații. Durata semnelor prevestitoare este diferită de la o persoană la alta. Așadar, infarctul de miocard poate fi mai aproape decât credeți. Doctorul vă va face la început anamneza. Este un interviu care cuprinde întrebări despre simptome, alte boli sau intervenții pe care le-ați avut, medicamentele pe care le luați, istoricul familial. Apoi, vă poate recomanda o ecografie cardiacă și o electrocardiogramă. Dacă observă nereguli la rezultatele ecografiei sau electrocardiogramei, poate recomanda și o coronografie. Este o examinare minim-invazivă cu ajutorul unor sonde subțiri cu care medicul navighează până la arterele coronare. Cu ajutorul acestora se pot identifica blocaje și astfel se prescrie un tratament adecvat în funcție de gravitatea situației. De asemenea, verificați-vă mai des tensiunea arterială cu ajutorul unui tensiometru. Valorile normale sunt cuprinse între 90 cu 60 și 120 cu 80. Dacă simptomele care apar sunt puternice, prelungite, dacă apare pierderea stării de conștiență, sunați de urgență la 112. Infarctul de miocard poate fi prevenit prin control periodic. Recunoașteți semnele prevestitoare ale acestuia și mergeți la medic pentru tratament. Fiecare tip de boală cardiacă se poate manifesta de altfel cu anumite simptome specifice, însă există și multe afecțiuni cardiace diferite care prezintă semne și simptome asemănătoare. Acestea depind de tipul și severitatea bolii cardiace. Este important ca fiecare dintre noi să învețe să le recunoască, pentru a se putea prezenta din timp la controlul medical, în cazul în care aceste simptome apar pentru prima dată sau se accentuează. În continuare, vă prezint cele mai importante și cele mai frecvente simptome ale bolilor cardiovasculare în general. Durerea toracică sau disconfortul toracic. Există puține simptome mai alarmante decât durerea toracică. În mintea multora dintre noi, durerea toracică echivalează cu durerea cardiacă. Deși există și alte afecțiuni care se manifestă prin acest tip de durere,
Bolile cardiace sunt atât de frecvente și periculoase, încât acest simptom nu trebuie niciodată trecut cu vederea. Durerea toracică este un termen mai puțin precis. Este adesea folosit pentru a descrie orice durere, senzație de presiune, apăsare, sufocare, amorțeală sau disconfort la nivelul toracelui, gâtului, abdomenului superior și se asociază adesea cu durerea la nivelul maxilarului, capului sau brațelor. Boala cardiacă ischemică sau infarctul miocardic sunt cauze ale durerii toracice. Durerea toracică poate dura mai puțin de o secundă sau câteva zile, ori săptămâni. Poate apărea frecvent sau rar, sporadic sau previzibil. Cele mai frecvente cauze ale durerii toracice sunt boala cardiacă ischemică, infarctul miocardic, stările anxioase sau de panică, astmul bronșic, pneumonia, pericardita, spasmul arterelor coronare, disecția de aortă. Palpitațiile sunt și ele semn al bolilor de inimă. Traduse prin resimțirea propriilor bătăi ale inimii, palpitațiile reprezintă un simptom întâlnit adesea. Majoritatea bolnavilor le descriu fie ca pauze ale ritmului cardiac, urmate mai mereu de perceperea unei bătăi intense, fie ca perioade de bătăi cardiace rapide sau neregulate. Cei mai mulți pacienți care prezintă palpitații au de fapt un anumit tip de aritmie cardiacă. Aproape toate aritmiile cardiace se manifestă prin palpitații, însă cel mai frecvent este vorba despre extrasistole atriale sau ventriculare, episoade de fibrilație atrială sau episoade de tahicardie supraventriculară. Palpitațiile pot anunța tahicardia ventriculară. Uneori, palpitațiile pot semnala prezența unei aritmii mult mai periculoase, tahicardia ventriculară. Din acest motiv, nu trebuie ignorate. Aritmiile care pun viața în pericol se întâlnesc de obicei la pacienții care au o boală cardiacă preexistentă. Fiind important să se identifice cauza palpitațiilor la cei cunoscuți cu boli cardiace. Același lucru este valabil în cazul persoanelor cu palpitații care au factori semnificativi de risc pentru boli cardiace. Istoric familial, fumătorii, colesterol crescut, supraponderalii sau obezii, sedentarii. Amețelile pot trăda o afecțiune vasculară. Episoadele de amețeală pot avea multe cauze, inclusiv anemii și alte boli hematologice, deshidratare, infecții virale, repaus prelungit la pat, diabet, boli tiroidiene, tulburări gastrointestinale, boli hepatice, renale, vasculare, neurologice, de asemenea leșin, insuficiență cardiacă și aritmii cardiace. Deoarece foarte multe afecțiuni se pot manifesta cu aceleași simptome, orice persoană care acuză episoade de amețeală trebuie să efectueze un control medical complet. Având în vedere multitudinea bolilor cu aceste simptome, cel mai indicat ar fi ca acest examen inițial să fie efectuat de către medicul internist sau medicul de familie. Sincopa, ori leșinul sau pierderea cunoștinței. Sincopa reprezintă pierderea bruscă și temporară a cunoștinței. Este un simptom comun, experimentat cel puțin o dată în viață. De cele mai multe ori, nu indică o problemă medicală gravă. Cu toate acestea, uneori sincopa indică o afecțiune periculoasă. În consecință, este important să se identifice cauzele care se grupează în patru mari categorii: neurologice, metabolice, vasomotorii și cardiace. Dintre acestea, numai sincopa cardiacă evoluează frecvent spre moarte subită. Sincopele din cauză cardiacă apar în aritmii sau în leziunile cardiace obstructive, bolile valvulare, obstrucția vaselor sanguine, tumorile cardiace, cum ar fi mixomul atrial, o tumoră benignă care poate astupa valva mitrală.
Majoritatea acestor afecțiuni sunt relativ ușor de diagnosticat în timpul unui consult medical și pot fi confirmate prin efectuarea unei ecografii cardiace. Oboseala, letargia sau somnolența diurnă. Acestea sunt simptome frecvente. Oboseala poate fi definită ca incapacitatea de a funcționa, de a ne îndeplini activitățile zilnice în mod normal. Somnolența implică, în plus, tendința de a dormi în timpul zilei sau chiar adormirea bruscă, fiind cunoscută sub numele de narcolepsie. Oboseala și letargia pot fi simptome ale unor boli cardiace, în special ale insuficienței cardiace. De asemenea, trebuie evaluate atent în scopul identificării cauzelor. Somnolența este adesea provocată de tulburarea somnului din timpul nopții, cum se întâmplă în apnea de somn, sindromul picioarelor neliniștite sau insomnie. Aceste tulburări ale somnului sunt totuși mai frecvente la pacienții cu boli cardiace. Dispnea. Dispnea sau dificultatea respirației este cel mai adesea manifestare a unei boli pulmonare sau cardiace. Bolile pulmonare care au ca simptom dispnea sunt astmul bronșic, enfizemul pulmonar, bronșita, pneumonia sau pleurezia, adică acumularea de lichid între foițele pleurei. Ceea ce trebuie reținut este faptul că dispnea este aproape întotdeauna un semn de boală, astfel încât este obligatorie examinarea medicală. Bolile cardiace manifestate prin dispnee sunt în special insuficiența cardiacă și boala coronariană. Pacienții cu insuficiență cardiacă prezintă dispnee în timpul efortului fizic sau în poziția întins în pat pe spate. Alte afecțiuni cardiace, cum ar fi bolile valvulare sau pericardice, ca și aritmiile, prezintă în tabloul clinic dispnee. Claudicația. În situația în care arterele care irigă membrele inferioare sau superioare sunt parțial sau total obstruate sau astupate, cel mai frecvent din cauza aterosclerozei, apar simptome de boală arterială periferică, claudicația, adică dureri sau crampe în membrele inferioare în timpul mersului ori exercițiilor fizice, care se ameliorează sau dispar la repaus, și senzația de rece sau amorțeli la nivelul picioarelor, în special noaptea. Ce ne recomandă specialiștii? Există numeroase strategii prin care putem preveni instalarea bolilor cardiovasculare, în principal prin adoptarea unui mod de viață sănătos, pe care trebuie să-l păstrăm, am văzut, și în perioada sărbătorilor. Renunțați la fumat. Substanțele chimice din tutun sunt nocive pentru inimă și vase. Riscul de boli cardiovasculare scade semnificativ după un an de zile de la întreruperea fumatului. Faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dieta sănătoasă, săracă în grăsimi și sare, dar bogată în fructe, legume, cereale integrale, menține sănătatea. Păstrați-vă greutatea corporală în limite normale. Faceți controle medicale periodice, cu verificarea tensiunii arteriale, a colesterolemiei și a glicemiei. De asemenea, copiii care au în familie rude cu boli cardiace și adulții tineri, începând cu 20 de ani, ar trebui să își verifice colesterolul cel puțin o dată la 5 ani. Diabetul zaharat este un important factor de risc cardiovascular. Din acest motiv, se recomandă și testarea periodică a glicemiei, mai ales la persoanele supraponderale sau cu istoric familial de diabet. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Sper că aceste informații să vă fie utile. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!